Salutare, salutare! OMV, Selgros, Cash & Carry. Habar n-am ce înseamnă, dar sună bine. Ideea care este că sunt aici la Mureș și vreau în mod special să-l mai salut încă o dată pe colegul cu duba roșie. USA, SUA, cum era, nu mai știu. Ideea este că de fiecare dată când alimentez, îmi șterg pe cât pot de bine parbrizul. Și mai sunt luminile alea gabaritice, știi, alea de pe exterior. Pentru că o să mai circul acum și noaptea, mi-ar plăcea să fiu vizibil pentru alții, știi? Și tot timpul le șterg să fie treaba bună. Uite-l mă pe Snoopy, a venit și el. Hop, o gropiță, ca la Mureș. Hai să stau totuși aici pe dreapta, numai că e cam rea șoseaua. Da. No, hai de doi odată, că vreau să mă duc dincolo și te-am lăsat oarecum să treci. Man, ce ai făcut, Vasile? Unde ați plecat, mă, la bonsai? Păi e cu BN, nu știu, bonsai. Mamă, e veco din ăla orange, portocaliu. Își dau o încărcătură, lene, drum bun să aveți, vă băieți. Foarte faine străduțele astea de aici, din Mureș. Sunt asfaltate, sunt parcările astea, clădirea asta iarăși este faină. Nu știu ce este, dar e superbă. Este să iau tășpă sau? Vasile, ia o petrecere, bre! Oi, mamă, poate îl chema chiar Vasile pe băiat. E foarte periculos, lene, de ce zic asta? Pentru că... M-ai văzut cum o țâșnit dintr-o parte și pac, pac, el zice, bă, am timp să trec. Și poate că nu o să mai ai timp. Bă, deci e fenomenal ăsta de aici. Deci fii atent, aici te pui, scoți afară, zi, butelia și te apui și faci o papară. Unde e, uite-l aici. 50 avea. Hai de mama mea. Eu nu știu de ce durează atât de mult aici semaforul ăsta, bă, băiatule. Asta e școală și dacă bine știu. Nu, uite-te ce frumos au făcut, vezi, pe stilul vechi, uite-te ce fain arată. Vezi? Mamă, e vechi autocar din ăla, nu-ți vine să crezi, ne place, frate, e fain. Carișa, salon de toaletaj canin. Ia fii atent că iese cineva de acolo. Ia. Ați dus cățelul acolo sau pisica? No, in Romania, sorry, I have a question for you. Păi cum, Dumnezeu, că nu înțeleg. În sfârșit. Probabil, mă, poate că lucrează acolo femeia, știi? Cu siguranță că sunt foarte utile saloanele astea pentru cățeluși și pentru pisicuțe. Hop, hop. Cosmetică canină. N-ai să crezi, Vasile, că încă este ecranul ăla acolo cu reclame. Oi, mama mea. Deși iată, dai că spun și ție. Aici sunt două ecrane. Unul este pe ăsta de aici și mai este unul... Unde e, mă, ăla? Aici, pe la semafor. Stai că nu văd bine. Deci este ăsta de aici, unul. Și mai este ăsta de aici, al doilea, da? Ideea este că eu am locuit în Mureș, am stat în chirie și mi s-a părut o chestie foarte utilă și interesantă să încep să-mi deschid o firmă și să fac publicitate stradală, știi? Am mai citit, am mai văzut ce se făcea pe afară și zic că, nene, cred că e o chestie grozavă treaba asta. Și găsisem de unde să iau de la București, erau la început lucrurile atunci cu publicitatea stradală, m-am interesat de acte, de absolut tot ce trebuie, înainte ocupându-mă la Constanța cu acvaristica, cam înțelegeam despre ce este vorba, știi? Și am fost aici, am intrat aici la ei la primărie, tu îți dai seama ce dement eram, nu știu câți ani aveam, vreo 20 ceva de ani. Și am intrat aici și zic că vreau să vorbesc cu primarul. Păi nu e, dar cine sunteți dumneavoastră? Zic, n-are importanță, zic, trebuie să-i transmit ceva foarte important, atât timp cât dumneavoastră considerați că nu-mi permite să ajung la el, mesajul nu va ajunge către dânsul sau ceva de genul a fost formulat, știi?
Și stați un pic. Și mi-a zis că a revenit femeia înapoi și mi-a zis că ar trebui să vin undeva peste 2 săptămâni, că chiar nu are cum, dar să-i transmit sau să-i scriu un bilet și să-l lipim, nu știu cum, în sfârșit. Zic, vin peste 2 săptămâni, niciun fel de problemă. Și atunci nu am reușit nici atunci să vorbesc cu primarul, pentru că nu am reușit. Și am vorbit cu un consilier, habar n-am cu cine. Ideea care este, cam după o lună de zile, după ce m-a mințit ăla destul de bine, și eu l-am crezut, de ce? Pentru că, cum să zic, eu dau credibilitate foarte multă oamenilor, știi? Și prin asta am pierdut de foarte multe ori. Anul ăsta este scopul discuției. Și cam la o lună de zile a apărut panoul acolo, știi? Și zic, Ana, ce șmecherie, zic, am vândut ăsta un pont. Bună treabă. Da, cam asta este experiența mea de aici, de la Mureș, cu panoul ăla, și panoul ăla tot timpul este acolo. Uite-te ce frumos au făcut aici cu floricele. Foarte faină, aici era ceva piață înainte, mai era, știi, chestiile astea, dar foarte frumos, foarte îngrijit aici. Avram Iancul. Dai că ne înghesuim un pic aici, hop, 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 hop. Uite și crinii ăștia, ce bine miros, frate. Biserica, Doamne ajută-i pe toți. Mamă, cât agroapă aici, Vasile. Oi, madres dios. Un pic de dreapta. Foarte, foarte multe clădiri din astea, îmi plac. Ia uite, telecheschere, direct să văd ce a scris acolo, că nu înțeleg. Ana, uite spurde, ești levul la cap, era elicopterul pe sus. Mamă, nu e bine că zboară ăla, frate. Clar că nu e bine. Au! Hai că e trecere, e pe trecere, domnișoara. Oprește vrea cu bicicleta aia! Aaa, moșule! Ce tânăr ești! Stai că trebuie să-l semnalizăm pe moșu. Hop, hop. A, nu e moșu, e în vârstă, mă scuzi. Uite din astea verzi care a furat bobiță sau cum dracu-l chema pe ăla. Ioi. Hai că e verde. Mamă, ce miroase a gaza ceva pe aici. Nu-i de la bătălia mea, sigur. N-am mâncat nici fasole, asta e nici toată. E bună. Au, 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 au. Wireless, Kilimanjaro. Mamă, frate. Ia uite-l. Pune bre semnal, bă, de eu uite și pe ăsta la fel. Aici la Mureș nu e cum să... Ia uite și pe ăla, a, l-a pus. Ăștia nu pun semnal, mă, frate. E cel mai rău, știi de ce zic asta? Pentru că... Cu toate că tu te-ai asigurat și nu-ți vine nicio mașină și consider că poți să ieși în deplină siguranță, așa să te gândești că în orice secundă, oricine, altcineva se poate răzgândi instant ca și tine. Și tot așa fără semnal. Și gândește-te că o să vă pupați. Hop, 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 hop. Au refăcut aici strada asta, era ruptă toată, nene, toată, toată. Nu știu, ești că s-au deze... Mamă, petrecere. A venit la mașină. Bun. Și pietonii ăștia, mă, sunt foarte mulți care, bă, deodată te trezești cu ei în față, știi cum zic? Și că sar pe după mașini. Bă, fără glumă, ideea este că foarte mulți dintre ei nici nu se asigură, nene. Și pur și simplu sunt petrecere. Bă, dar poate eu sunt un țicnit și nu opresc. Nu vreau să o opresc. Sau poate caut pe aici, pe jos, o gamă, o gumă de turbo mentolată care am pierdut acum 3 ani și s-a lipit undeva pe aici, pe covor, știi? Și încerc să o deslipesc. Și nu te văd, că nu mă uit pe trecere. Merg aici și spun și de ce merg aici. Pentru că acolo aș fi prea aproape de mașini și aș veni un pic pe banda asta, la altă pe care sunt acum, și aș incomoda ambele benzi. Așa, mai bine stau aici și ei se duc pe acolo. Și scârți, scârți, scârți. Ce și-a luat pe ăsta? Are ceva acolo, dar nu știu ce e ăla.
trambulină sau ce și-o luat, nu mai știu, nu se știu. Femeia asta stă uită la mine, nu știu de ce. Surprize, surprize, cu Vasile Murariu. Bă, ING, aia, bă, aia s-a instalat, bă, cum să nu știu aplicația asta, că tot uit. Așa, Revolut ăla. Nu mai merge, bă, să fac transferul ăla din Transilvania decât din ING. Eu nu am cont la ING și nici nu vreau să-mi fac cont la ING. Și ăsta zice, păi numai de acolo se poate, Valentin. Păi nu vreau, bre, lasă-mă în pace. Și n-am mai folosit-o. O trebuie să livrez la cineva niște bănuți și zic, bă, trimite-mi mie că îi dau eu mai departe. Canci, că n-am mai reușit. Op. Nu știu, e foarte ciudat că s-a schimbat foarte rău cu Revolutul ăsta, nene. Pensiune, uite aici, poți să te cazezi. La pensiunea Murărescu. Ia uite-mă, bă, și trotiniștii ăștia, bă, băieți, aveți grijă. Uite, băiatul ăsta măcar are cască, frate, foarte bine, merge ușor, merge acolo pe dreapta, în treapa lui. Bă, aveți grijă, bă, băieți, că n-are nimeni grijă de voi. Și trotiniștii, și bicicliștii, eu știu că trebuie să fiu foarte, foarte atent la ei și... Nu, și ei sunt participați la trafic. Ideea care este că nu sunt create condiții și pentru ei. Pentru că foarte frumos se putea face pe banda aia, la alta acolo, pe șosea, pe Dumnezeu acolo, sau partea asta, la alta aici, o pistă din aia pentru bicicliști și ăștia care merg pe jos, știi? Și n-avea nimeni, nicio treabă cu nimeni, ia frate. Am văzut foarte multe piste din astea în afară. Spații din astea nu foarte late, cam cu metru lățime, să zic așa, unde poți să mergi liniștit pe jos, dintr-un sat în altul, cu bicicleta, chestii foarte bine gândită, nene, pentru că nu-i mai vezi pe șosea, nu ne mai incomodează nici pe noi și nici ei nu-și mai pun viața în pericol. Sunt Giorgiu de Mureș, Maros Crop, prea multe bredele încolo, mai sunt și gropi. Foarte interesante numele la localitățile astea. Uite acum, dement aia semnaliza, frate, bă, deci sunt ăștia care merg acasă și zice, bă, aici stau, fă dreapta, semnalizează acum, pac, a semnalizat. Bă, aici stăteam, mă, ești nebun la cap. Era cât pe ce să uit. Bă, deci nu înțeleg pe ăștia care semnalizează în ultimul minut. Mamă, zici că rămâne fără energie, nu mai semnalizez, bă, acum, cât dacă dimineață nu-mi pornește mașina? Știi? Sau dacă trebuie să schimb eu mai devreme bateria cu 40 de secunde decât peste 5 ani când trebuia, știi? Bă, frate, pune rec cu semnalul ăla din timp. E important, bă, e important să știu ce vrei să faci, este foarte important să știi ce vreau să fac. De ce? Pentru că așa e treaba asta cu condusul autovehiculelor. Da, da. No, hai să mai mărim pasul un pic. Bine, de la lucru, trece pe la birt. Bă, dar sunt ăștia, mă, care stau tot timpul la beute, frate, la bar. Bă, de unde trebuie să iau, mă, atâția bani, că eu nu înțeleg. Bă? Nu, serios, de dimineață când te trezești, tu te duci la lucru, îi vezi la terasă. Salut, vecine, unde te duci? La lucru, unde să... Da, 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 da. Bă, adică te simți prost că te duci la lucru, știi? Și ei râd acolo și te întorci după masă acasă și vezi acolo și ei iar te salută. Salut, vecine! Bine, te salută altfel, dar ideea este că omul știe cine ești și te salută, știi? Și râde, știi? De unde vii? Zic, de la lucru, de unde trebuie să vin? Și iară râde, știi? Dar râde mult, că până dimineața tot așa îl găsești, că tot râde. Bă, băiatule, ești ceva de speriat ăștia, bă, frate. Una peste alta, sunt oameni care își doresc mai mult și sunt oameni care nu-și doresc nimic. Ideea, știi cum este, că e valabilă pentru oricine, și pentru tine și pentru mine. Hop! Top! Atâta timp cât... ai o viață bună, cât ai un job destul de decent, ideea este că nu-ți mai dorești lucruri și nu vrei să faci mai mult. Zici, lasă-mă că e ok așa, știi, cât e, e.
nu murim de foame, mai mergem la film, la teatru, e ok, știi? Mai mâncăm o piersică de la vecini, e bine. Dar lucrurile nu stau chiar așa și îți spun și de ce. Pentru că având un trai foarte bun și un trai poate mai mult decât decent, rămâi acolo. Și poate că într-o zi nu o să mai poți să-ți faci jobul care îl faci astăzi. Te-ai gândit la treaba asta? Sau poate că într-o zi o să ai nevoie de mai mulți bani. Sunt foarte mulți care... Eu, spre exemplu, jobul ăsta care îl am, uite, eu acum merg la Iași. La Iași o să ajung pe la 12, la 1, la 2, habar n-am când. Ideea este că trebuie să ajung safety. O să trebuiască să dorm aici, pe banchetele astea. Am început să urăsc lucrul ăsta, nu e chiar ură, probabil că e cam mult, știi? Dar îmi creează un disconfort, ceea ce este foarte bine. Mai îmi creează un disconfort faptul că trebuie să plec de acasă. E perfect. De ce spun asta? Pentru că mă face să mă gândesc și la alte lucruri, și la alte opțiuni, și la alte posibilități. E ok. Dorm un an, 2, 10 pe banchetă, dar nu o să dorm 20 de ani, dă-l recu să-l ia de banchetă. Înțelegi ce zic? Sunt foarte mulți care spun, băi, nu putem să economisim. Câți bani avem, atâta spargem, știi? Și la final de lună, iar de la capă și tot așa și tot așa. Eu nu sunt adeptul lucrurilor ăstora și spun și de ce. Pentru că, spre exemplu, la mine, dacă n-aș mai putea să lucrez 2 luni sau 3 luni de zile, nu ar fi nicio problemă. Mi-ar plăcea să pot ajunge la nivelul în care să pot să spun, pe un an de zile îmi permit să nu mă duc la lucru. O să ajung și acolo, dar mai este de mers până acolo. Chestia asta cu neavând rate, nefiind băgat în datorii, nefăcând lucruri care nu trebuiesc făcute la vârsta mea, îmi asigură o stabilitate, să-ți spun așa. De ce spun asta? Am colegi care consumă foarte mult alcool, cunosc oameni care duc banii la aparate, deși au familie și copii acasă. Salut! Asta îmi place, nene, că lumea salută, e important. Sunt lucruri care, dacă nu le faci la timp, o să le faci la un timp nepotrivit și care nu îți vor aduce niciun beneficiu. Acum, pentru cei mici și mersul la căprioare nu mai este bun. Trebuie făcut atunci când trebuie făcut. Când nu ai căprioară și trebuie să mergi la căp, înțelegi ce zic? De ce spun asta? Pentru că sunt foarte mulți oameni care probabil că te plictisesc, e ok, poți să dai pe ProTV, nu e nicio problemă. Sunt foarte mulți oameni care nu au făcut ce a trebuit la vremea când a trebuit și le fac acum, la vremea care nu trebuie făcute. De asta îți spun, până să te însori și până să ți întemeiezi o familie, fă multe, fă foarte multe, dar cu cap, da? Adică nu trebuie să te duci să faci lucruri ilegale, că ești nebun dacă faci asta, te duci la pușcărie, te duci recul, nu mai ai pus să te însori, ești nebun la cap. Fă lucruri normale, cinstite, ideea este că până ajungi să te însori, o să-ți creezi oarecum un tipar al tău, o coloană vertebrală, habar n-am, știi? Niște principii fundamentale ale tale nu sunt alea de la 7 ani de acasă. Pentru că, spre exemplu, eu am văzut niște lucruri acasă care nu pot fi promovate în familia mea. La fel și tu, ai văzut niște lucruri acasă care nu ar trebui să fie promovate poate la tine în familie. Și e bine să vezi lucrurile astea. De ce?
Adică dacă eu am luat spre exemplu, da? Deci este pur un exemplu. Stai acolo, rigips, carton, black. Și dacă eu am luat foarte multă bătaie acasă, da? Deci este doar un exemplu, ai mei nu m-au bătut. Nu pot să dau la rândul meu bătaie. De ce? Pentru că aș fi un idiot și un tâmpit. Da, eu trebuie să explic anumite lucruri. E foarte important, pe simplu, pe scurt, lucrurile negative care le-ai văzut acasă nu trebuie să le aduci la tine în familia ta. Și Cosim, iarba încetişor, aoleo, Vasile, cu cât mergi? Cu 68, ce să zic, îți cinstit, nu te-am mințit, asta e, dacă nu era pornit, am scăpat și mă duc mai departe. Bă, ideea care este că, într-un fel, este o chestie destul de benefică, s-au pus oamenii ăștia pe data amenzi, văd din ce în ce mai multă poliție pe stradă și sunt foarte multe echipaje din astea cu radar, frate, foarte multe. Ideea este că, chiar acum, săptămâna trecută, un coleg de-a meu a luat vreo 4 puncte și vreo 400 și ceva de lei amendă, am înțeles de la el. Avea undeva la 70, parcă mi-a zis, cam așa, în localitate, știi? Eu de asta zic, bă, pe sate, ziua, noaptea, las-o dracu ușor, de ce? Păi mai sunt ăștia cu căruțe, mai sunt copii, mai merg, vin de la școală, de la petreceri, sunt drogați, afumați, parfumați, înțelegi cum zic, oameni băuți. Trebuie să fii foarte atent. Cai, animale din astea sălbatice, iepuri, tractoriști, în sfârșit tot felul de chestii, știi? Și pe sate riscurile sunt mult mai mari de a se întâmpla ceva. Eu acum mă duc pe partea asta, pe Borsec, și bă, eu am rămas crucit, mă, sincer îți spun. Era tot așa noaptea, mergeam tura trecută sau acum două. Despre ce vorbim noi aici, Vasile? Stă direct ușor mașina aia. Bună! Oh, căsca omul, e ok. Da, despre ce vorbeam exact. Și era noapte, pe partea dreaptă era, uite, exact parapet din ăsta, dar continuu, știi? Uite, din ăsta metalic, așa. Și bă, frate, ce să vezi? Un om? Era un om? Nu mi-am dat seama ce îi. Și trăgea un căruț. Bă, băiatule, dar era undeva cam la 30% pe banda mea, nene. Și bă, în ultima moment, noroc că nu mergeam tare, frate. Deci noroc că nu mergeam tare. Doamne ferește, luam. Bă, deci nimic reflectorizant. Bă, trăgea căruțul ăla după el. Zic, hai de capul meu, frate. Nu, zic, uite de ce trebuie să mergem încet. Mai era tot așa pe seară, mai înserată ca acum. Și veneam, eram prin Cehia pe acolo. Și bă, băiatule, aproape de Bratislava, nu de Bratislava, că asta este în Slovacia. Nu mai știu, este ceva oraș acolo, nu mai mi-l aduc aminte, sincer îți spun. În sfârșit, irelevant, mă apropiam de ceva oraș, Leneveland, din Germania, și este zona aia cu multe camere, băieți, știu. Și zic, bă, că o las ușurel pe aici, știi? Bă, ce zici, mă, că a transversat toată autostrada. Un om era, frate, și a traversat autostrada. Salutăm? No, că vorbim la telefon, ok, am înțeles. No, de asta zic că televizor, găleți am găsit pe șosea, pe autostradă, bă, ești rămân la cap. Tot felul de lucruri din camioane când cădeau chestii. De asta zic că sunt foarte mari pericole. De asta zic, bă, tot timpul nu sta în spatele la care, nu ai ce să cauți acolo, n-ai ce căuta acolo. Bă, n-auzi, e o zonă interzisă, da? Deci 30 de metri de camion, nu ai ce să cauți în spatele lui ăla. Unul la mână, îi freci și lui ăla creierul. De ce zic asta? Pentru că la tot timpul se uită, bă, ce dracu să le facem ăsta, știi? Iar se uită, bă, ce dracu vrea să facă un tâmpitul ăla? Ideea care e că și el stă oarecum cu levelul ridicat, de ce zic asta? Bă, dacă am acum o explozie, ce pățește prostul ăla din spate, știi? De asta trebuie să te gândești, dacă îi se rupe ceva, dacă se întâmplă chestii, deci n-ai ce să cauți în spatele camionului, frânează poate brusc și frânează mai repede ca tine.
ghici ce se întâmplă. N-ai ce să cauți în spatele camionului. Ce sunt bă astea, rândunici din alea domestice? Zboară chestii pe aici, dar nu știu ce sunt. Ciori. A, graurul! Grauri din ăștia. Bă, ăștia ce că-ți vând de un cate și la cap. Te văd de aici că, Doamne ferește, ar fi război, cred că și vrăbi aș mânca. Dar bravo, păi da, n-are carne? E ca o găină, numai că e mai mică. Ia uite și zebra aia de acolo. Nu zebra, mă, cum zice la asta? A, asta, mă, de minte lumea, copiii. Dar cred că astăzi nu-i mai minte, înainte așa-i mințea. Păi cine l-a adus? Păi pe tine te-a adus Barza. Băi, ești nebun la cap, vă, stați un pic. Zice, băi, eu nu mint copilul, dar de mic, de când s-a născut, îl tot mint cu Barza, cu Moș Crăciun, cu... Bă, băi, mamă, numai că nu mai vreau să vorbesc despre asta. Eu, deci că e pure Barza acolo. Strei, mă, au copii, bă, da, mă. Ăștia mănâncă, îți spune persele, frate, toate au rolul lor, știi, în natură. Barza vine, mănâncă șerpărie, proscărie, tot felul de șoricei de din astea, știi? Totul este un ecosistem foarte bine reglat, numai că noi am cam deranjat așa un pic, dar cu siguranță toate astea până într-o zi, când o să apară dinozaurul. Chiar, mă, de ce se tot fac filme din astea cu dinozauri? Ce vor ăștia să ne pregătească? A? Și ați văzut că sunt foarte multe filme care să spre SF, să zic așa. Mi-a plăcut foarte mult filmele astea științifico-fantastice. Adică nu sunt științifico-fantastice. Sunt științifico-fantastice în ziua de astăzi, dar de fapt ele prevestesc normalitatea peste 30-50 de ani, din punctul meu de vedere. Eu tind să cred că toate filmele care ni le dau ăștia ne pregătesc. Hollywood-ul cel puțin cu siguranță asta face, pregătește oamenii. Oamenii trebuie să fie pregătiți pentru ceea ce va urma. De ce? Pentru că ei consideră că oamenii sunt nebuni. Am cunoscut pe cineva, ca și eu, o paranteză dreptunghiulară, că extras de cosinus din tangent, așa, și zice, bă, că o să-mi fac doza 4 de vaccin. Auzi, nu te supăra, ești cu capul? De ce, mă, ești nebun? Zice, vreau să fac doza... Bine, ok, zic, că am înțeles. Și ca să... Nu mai vreau să mai povestesc despre chestia asta. Eu și acum văd oameni care poartă mască pe stradă. Ideea este că cineva și-a făcut treaba foarte bine. Nu contest că nu a fost ceva, cu siguranță că a fost, dar publicitatea și toate organizațiile astea au fost mână în mână. Ideea care e că, ținând oamenii în frică, poți să le ceri mult mai ușor să abdice, să te slujească, să ți se supună, să zic așa, știi? Ideea e că tot ei creează conflictul și tot ei găsesc soluția. Ba mai... Uite, mă, exact despre asta povestești, știi? Uite, aici sunt oameni care merg foarte frumos pe jos. Exact drumuleț din ăsta, știi? Uite, te vezi ce frumos. Mergi frumos, îți întinzi aripile, e ok, știi? Și poți să mergi dintr-un sat în altul fără niciun fel de problemă. Asta o fi vrut să depășească lene, dar eu încerc cât posibil să păstrez viteza legală, dar și traficul, încât să nu-i înghesui pe ăștia după mine, știi? Pentru că dacă ăla din față merge un pic mai întins, oarecum și eu trebuie să merg un pic mai întins, bineînțeles, în limita siguranței personale. A ieșit? N-a ieșit. O să iasă? Nu. Ok. Stay there. Red. Ok. A pulsat pe roșu. Furtun pe bicicletă. Bă, ce mi-aduc aminte, trebuie să-ți povestesc și asta și am încheiat discuția pe ziua de astăzi, probabil. Dumnezeu să-l ierte pe bunicul meu, un tip formidabil, excepțional, superb. De-asta, de la el am învățat foarte multe lucruri, ce vezi acasă nu provădui mai departe în sfârșit. Și... Bă, am tot făcut pană la bicicleta aia, învățam să merg pe bicicletă și era o bicicletă din aia mare, cred că Tohan se numea, habar n-am, că ceva în genul cum sunt astea, că trebuia să bag piciorul prin triunghiul ăla pe acolo, în sfârșit. Și bă, tot făceam pană la bicicletă, omul s-a săturat, frate, bă, dar azi, mâine, poimine, în fiecare zi, aproape săptămână, pană. Îl disperasem cu penele, aveam o cameră din aia toată plăsturită, știi? Nu mai exau peștice din alea, în sfârșit. Și zice, bă, fii atent, am găsit o soluție. Bă, băiatule, mi-a scos cauciucurile, mi-a scos camerele, mi-a băgat un furtun, mi-a pus cauciucul înapoi. Zice, gata, acum poți să te dai cu ea pe unde vrei tu să mergi, pe unde vrei tu, că nu se mai întâmplă nimica. Mamă, bă, băiatule,
Păi vreau să zic că am mers cât am mai mers eu atunci cu ea vreo zi așa. Bă, dar nu mai puteam, bă, băiatule, mă ustura fundul, nu mai puteam să mai stau, pentru că furtunul ăla era foarte tare, nene, și la orice gropicică, tuc, 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 mamă, nu mai atenua nimic, bă, băiatule, mamă, zic, ia-o de aici, nu mai trebuie, pune un cui, să o ia recu de bicicletă, cine s-o mai urca pe ea, a văzut el că nu mă mai dau, ce a zis, lasă-mă, asta e, mai fac niște pene, ce-i face, a fost și a luat camere noi, mi-a băgat camerele înapoi și ce, ia-te, mă, și dă-te. Asta e, nene, n-ai ce face. Am zis că nu mă mai dau, frate, cu ea. Zic, lasă-mă pace, mă duc pe jos. Da, ce să zic, mă duc încolo spre Reghin, mai sunt încă 10 km, îmi place ce văd și o să continui drumul.